Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Astăzi este ziua când ne luăm la revedere de la Windows 7. Microsoft a închis suportul pentru acest sistem de operare pe care noi îl folosim deja de 10 ani. Acest lucru înseamnă că platforma software nu va mai primi actualizări de software și nici măcar în cazul în care sunt depistate probleme grave de securitate care ar putea pune datele utilizatorilor în pericol. Și doar câțiva clienți business care vor plăti un abonament ar mai putea primi actualizări de securitate pentru, iarăși, o perioadă limitată de timp. Sunt 10 ani de Windows 7 și sunt în continuare foarte mulți care folosesc acest sistem de operare. Chiar și eu am un calculator cu Windows 7 care încă n-a făcut upgrade-ul. El va continua să funcționeze, dar nu va mai fi protejat de Microsoft în cazul unor atacuri sau vulnerabilități de securitate. Cât despre Windows 10, sunt deja 1 miliard de dispozitive la nivel mondial care îl folosesc, iar acesta primește actualizări de securitate foarte des. Inteligența artificială de la Google poate acum să prezică vremea, mai precis ca oricine altcineva. Pentru că prezicerea vremii nu implică doar să te uiți pe cer, ci și multă știință și matematică, iar rețelele neurale de la Google știu acum cum să interpreteze datele din radarele meteo și astfel pot estima cum va fi vremea de la peste 5 minute în următoarele ore și pot estima cantitatea de precipitații cu acuratețe de 1 kilometru. Aceasta este foarte potrivită pentru toate alertele de furtuni imediate pe care le vedem în lume, pentru a putea, bineînțeles, să ne punem la adăpost sau pur și simplu pentru a ști cât plouă sau cât de tare bate vântul. Cei de la Google au lucrat cu metodele meteo din Statele Unite, care sunt puțin diferite față de cele din Europa. Iar pe viitor, ca să poată prezice corect vremea și pe perioade mai lungi de timp, pentru asta trebuie ca inteligența artificială să se interconecteze și cu alte metode de a observa vremea, dar și cu rețeaua de sateliți meteo. Iar cei de la Huawei rămân în continuare cu penalizare din partea americanilor și pentru aceasta nu pot folosi sistemul de operare Android pe telefoanele lor cu aplicațiile Google preinstalate. Dar acest lucru nu îi oprește să lanseze noi telefoane prin care să ofere totuși aplicațiile Google. Așa a apărut Huawei P30 Lite New Edition. Telefonul vine cu aceeași placă de bază ca în modelele precedente, cu același procesor și aceeași carcasă ca în telefoanele care au fost ultima dată aprobate de Google și care pot folosi sistemul de operare Android. Cei de la Huawei au mai băgat doar niște memorie RAM și stocare de 256 de giga și oferă telefonul ca fiind unul nou. Și pentru că sistemul de operare este limitat între modelele telefoanelor, acestea vin cu Android 9, vechiul sistem de operare, iar undeva în acest an ar putea primi și Android 10 ca update. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.